Silueta la care visezi poate deveni realitate. Nu te gândi la rețete costisitoare sau la medicamente de sinteză care îți pot afecta sănătatea. Noi îți propunem să slăbești cu doar un leu pe zi, 100% natural. Conform sfatul medicului.ro, cicoarea, considerată în popor cea mai mândră dintre ierburi, este folosită încă din antichitate ca un elixir pentru ficat și sistemul digestiv. Extractul pulberei este cea mai puternică formă de administrare a unei plante medicinale. Este o pulbere fină obținută din extractele alcoolice sau mai rar apoase, printr-un proces de atomizare. Această pulbere este un produs complet natural care nu mai conține practic deloc apă, alcool sau celuloză și este asimilată aproape instantaneu de organism. Extractul pulberei este de peste 10 ori mai bogat în principii active și mai puternic din punct de vedere al proprietăților farmacodinamice decât simpla pulbere de plantă. Arterea mai intensă a caloriilor. Cercetările făcute în Statele Unite la un spital din New Mexico au arătat că administrarea de kelp duce la creșterea activității glandei tiroide, ceea ce determină intensificarea metabolismului. Scăderea poftei de mâncare. Fibrele alimentare conținute de către kelp se dilată de peste 4 ori în stomac, ceea ce va crea o senzație de sațietate chiar și atunci când ingerăm cantități mai mici de alimente. Blocarea absorpției grăsimilor saturate. Fibrele conținute de către această algă brună, precum și unele polizaharide din compoziția sa, se leagă de moleculele de grăsime care nu vor putea fi astfel digerate de către organism. Reglarea activității gonadelor. Kelpul este printre foarte puținele plante medicinale care inhibă secreția în exces a hormonilor feminini. De foarte multe ori, formarea țesuturilor adipoase inestetice, precum și creșterea apetitului alimentar și a tendinței spre sedentarism, apare pe fundul hipersecreției de hormoni feminini. Efectul algei kelp în curele de slăbire este susținut de chitosan, un ajutor de nădejde în lupta împotriva kilogramelor, fiind ideal pentru slăbitul constant și sigur, relatează sfatul medicului.ro.